Păi, gașcă, nu așa încep eu. Frate, mi-am uitat introducerea. Gașca era timba. Hei, salutare, gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și știu că vă era dor de această formulă să fac vlogul alături de Maria și Nicu! Yay! Mamă, cât entuziasm! În acest vlog o să facem cine ar face așa ceva. Însă, de data asta vrem să facem acest challenge mult mai interesant, așa că nu doar că ne vom da cu părerea cine ar face așa ceva, ci acel cineva care va ieși cel mai mult în voturi. Nu ar trebui să existe o problemă. Da, nu ar trebui să existe o problemă, pentru că suntem trei, așa că ar trebui să existe un câștigător la cine ar face așa ceva. Va face provocarea respectivă, așa că va fi mult mai interesant, mult mai funny, mult mai caterincă. Și hai să-i dăm drumul! Cine ar cânta cu Timbark în gură? Este evident că avem o gură și voce și cântat. Da, eu. Gura avem și noi. Dar nu frumoasă. Cred că voce. Te referi la voce. O lăsăm ca Maria. Hai, ce vă cânt? O manea, că alea îmi plac mie. Așa, una pentru tine și vrei și tu una? Da, dar nu știu ce melodie. Surprins? Chiar nu sunt surprinsă că Maria m-a pus să cânt o manea. Când după aia cu 10 ani de ghinion de la FS. FS, regele distracției. Da. Haide mă, cum apucasem. Cum începe strofa? Prima fi... Bine, am înțeles. Am să ducă nota aia, așa mișto. Și tu, Nicu, zi. Nu știu, chiar nu știu, cântă Señorita. Ha. Asta ți-a ieșit mult mai bine. Nu te duce bine. Băi, ești bine. Cine ar mânca cereale cu suc? Păi eu aș putea. Da, mai bine, Maria! Se seriște-i Maria, zic. Da, hai! Bună dimineața, prietenii mei! Învățăm să facem cereale cu suc. Încă chiar, să ne spuneți în comentarii, voi ce puneți prima dată? Cerealele sau laptele? Exact. Tu ce pui prima dată? Laptele. Eu cerealele. Eu cerealele și vedeți că vă bătesc cu cerealele ăștia care puneți laptele prima dată. Pentru că pe ambalați în cerealele și după starne laptele. Mamă, dă mă dani cu explicații. Gata, acum sunt cerealele puse primele și apoi punem sucul Timbark. Uite, așa like it! Foarte! I like it! Ia, uite! Mamă! Vezi că nu miroase rău! Ce frumos miroase! Da, asta miroase rău! Ia! Hai, poftă! Ia, că vezi că nu o să fie așa rău! Eu cred că avea în minte gustul ăla de lapte cu cereale. Nu, că o să fie mai dulce. Bă, dar e bun, nu e așa rău. Am rău. Nu e rău. Uite ce te întreabă capacul. La asta ai visat? Să știi. De când asta am avut. În fiecare dimineață vise să mănânci cereale cu Timbarcă. Extraordinar. Cine și-ar suna mama să-i spună că s-a îmbătat? Bibi. Eu cred că Bibi, că e 2 și... Nu știu de acum mama mea răspunde, așa că... Da, și mama nu e acasă, deci... Este ora 2 când filmăm noi acum. Și mami știu că nu se supără, plus că chiar sunt curioasă să văd ce ar spune. Pentru că mami știe că eu chiar nu beau și inclusiv voi știți și eu nu am cu alcoolul. Așa că sunt curioasă. Plus că mami de treabă, e Caterinca, voi o știți. Exact. Hai să o sunăm pe Rodi! Nu sună.
Mami, și eu vreau să te sun acum. Da, spune. Ce faci? Bine, noi mai stăm cam o oră, tu ai ajuns acasă. Da, 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 sunt cu Maria și cu Nicu, dar aveam ceva important să zic. Mă bucur că m-ai sunat. Ce? Promitem că nu te superi. De ce m-a supărat? Păi, e ceva destul de important, adică... Ce-a spus? Da, da, dar nu ei au făcut nimic, eu am făcut. Ce-ai făcut? Noi și dăm foc la casă. Moment. Da, nu. E tot ok. Nu, mami. Da. Niciodată nu m-ai văzut în situația asta și nu-mi place să mă vezi așa. Păi, mie îmi place să te văd în toate situațiile. Sunt beată rău. Nu cred că tu nu bei acolo. Am vomitat. Mami, mi-e rău, mai stați mult? Sună la salvare. Ce-ați băut? Am băut Timbar. Acum chiar că ești beată. La Timbar să te vezi, eu cred. Acum chiar te cred că ești beată. Păi asta am băut, mami, sunt sinceră cu tine. Bravo, și ai chef de lua la mișto, nu? Bravo. Chiar Timbar că am băut, e singura chestie pe care am băut-o și m-am îmbătat. Și Timbar? Nu! Poftim? M-am îmbătat la cât de mult îmi place Timbark! Nu, m-am îmbătat, știa mămica mea, măi, că nu am... La fata mea că te-ai îmbătat de la atâta fericire. Nu se zice, nu se zice! Bine, mămică, hai, te pup! Nu pun nicio farsă să-ți fac, că tu mă cunoști prea bine! Să rămână, vă pupăm! Vă pupăm pe toți! Pup! Ceau! Cine ar încerca să bea o sticlă de Timbar dintr-o singură respirație? Păi, și că Maria. Și eu. Opa, sună la challenge! Facem provocarea toți? Da! Blana! Cu toată viteza înainte, adică... Ești pregătit? Ai dreptate! Cu toată viteza înainte! Ce mișto! Ne luăm la trecere. Cine o termină primul, câștigă. Ok. 3, 2, 1 și... Mă, sunt eu când știu să beau. Eu nu știu să beau din sticlă. Din ciop sau din doză. Eu n-am învățat. Intră tot botul în sticlă. Eu mi-mi intră botul. Da, mă, sunt eu. Dar nu-mi intră bot, uite. Dar nu se bea cu... Nu-ți pui buza de sus, îți lași aer. Lași aer și mușt. Hai și... Nu mai puteam. Da. Mai era cu doi. Mai era atât de cum ai de zi. Nicu locul 1, eu locul 2 și mai era cu 3. Și eu am câștigat inimile voastre. Cine ar bea suc cu sare, zahăr și piper? Pentru 50 de lei? Nicu. Totul pentru bani. Cei care ați văzut vlogul anterioare cu Nicu, știți că la el e totul pentru bani. Normal. Totul pentru bani. Deci ai face pentru 50 de lei? Da, asta e provocarea. Bine, deci dacă îți faci challenge-ul până la capăt și noi facem până la capăt. Deci da, o să-ți dăm 50 de lei. Mamă, ce drăguț. Eu jumătate să se înțeleagă. Jumătate tu, jumătate eu. Ieșim în oraș cu banii toți. Ai, că cu 50 de lei! Mâncăm toți! Deci, avem aici una bucată Timbark, sigur merită. Uite ce zice. Deci... Am mai golit un picuț. O bei pe asta din sticlă, da? Da, hai, bine. Și avem aici una zahăr. Bucată zahăr. Se vede pe aici. Gata, gata. Se vede. Da, oh, da, chiar se vede. Una bucată piper. Oh, super. Și una bucată sare. Hai, să simt puțin mai generos și că se mai bată zahăr. Mi-e piperul ăla. Și acum amestecăm cocktailul. Știu, dacă nu merge cu muzica sau cu vlogul, știu ce să mă fac. Bărbat. De asta de făcut cocktailul. Bărbat. Da, da, de asta.
Barmanita. Să mi-a zis cu oameni că îmi schimbă sticla asta ceva, uite. Cum că e funda. Așa, go, go, hai. Hai. Oh, oh, oh. Cum se vede piperul. Mai mult se simte sarea. Se simte sarea mai mult, nu? Și sarea am pus cel mai puțin. Îi dai cu gust de alea mari, tu. Gata, bă. Bravo, bravo, bravo. Hai. Hai. Cred că deja eu una am aflat răspunsul la următoarea întrebare. Cine ar face belly dance cu o sticlă pe cap? Maria, că oricum face niște dansuri de alea pe TikTok. Da, da, da. De alea nebune. Sperăm că v-a plăcut vlogul, că ați râs alături de noi, că v-ați distrat nouă, ni s-a părut super amuzant și nu uitați să ne scrieți în comentarii care provocare v-a plăcut vouă cel mai mult. Și cel mai important lucru, nu uitați să ne urmăriți pe canalul de YouTube Timbar Fan Club, acolo unde eu alături de frații mei mai mari, Vlad și Bogdan, mă distrez super tare și mă simt super bine, găsiți linkul în descriere, așa că urmăriți-ne pe Timbar Fan Club în fiecare vineri. La ora 19 se postează episoade noi, episoade super amuzante, așa că fiți cu ochii pe Timbar Fan Club. Nu uitați să apăsați pe butoanele de like, share, subscribe, să apăsați și pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez vloguri noi. Nu uitați să apăsați și pe clopoțelul de pe canalul de YouTube Timbar Fan Club. Eu v-am pupat, mua, și ne vedem data viitoare. Pa! E bună! Nu-i cringe rău! Auziți, eu am Darek? Nu te cred! Ba da, ba da! Yeah.